Ministrul Finanțelor îl sfidează azi pe Klaus Iohannis și anunce nu există niciun război între guvernii BNR, nu e nevoie de o mediere. Nu există un război între Guvernul României, sublinierea Banca Națională a României, BNR, astfel ce nu este nevoie de o mediere între cele două instituții, în condițiile în care Ministerul Finanțelor, sublinierea BNR, colaborează, fără ca asta să însemne inexistența unor critici, a declarat marci Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Presubliniere dintele Klaus Iohannis, care aie sublinierea IT luni seară la o plimbare cu bicicleta prin capital, a declarat ce a decis să încerce o mediere între reprezentanții guvernului, sublinierei cei ai BNR, pe care în zilele următoare îi va chema la discuții la Cotroceni, el afirmând ce în ultima perioadă s-a mers cam departe cu unele afirmații destul de contundente. Teodorovici considerând ce nu este nevoie de o mediere, în condițiile în care nu există un război între cele două părți. Nu cred ce este nevoie de o mediere. Avem o relație instituțională cu Banca Națională, am mai spus. În calitate de ministru al Finanțelor am avut discuții cu domnul guvernator, nu cred că avem nevoie de o astfel de mediere. Punct. Nu este niciun război. Noi colaborăm, BNR, sublinierea Ministerul Finanțelor, dar asta nu înseamnă ce nu ne criticăm, a afirmat Teodorovici, potrivit newsro. Liderul PSD Liviu Dragnea a atacat recent BNR, afirmând ce declarații ale reprezentanților acesteia, ale presublinierei dintelui, sublinierei ale liderilor opoziției, prea sunt coordonate, concluzia sa fiind ce momentul în care România încearcă să se ridice, e cineva care îi dă la picioare. În ceea ce privește sublinierea precurilor, Dragnea a invocat mai multe motive, de la liberalizările cerute de femei, sublinierei de UE, până la faptul ce import medii din state UE unde precurile au crescut, dar a făcut referire sublinierei la companiile cu capital străin, care au majorat precurile, văzând ce au crescut veniturile românilor.